la un profesor, cine lipsește, cine e nou la echipă? Lipsește domnul Condescu, care are probleme. Sunt câțiva jucători care sunt la lot. Unii sunt, deci vorba de Popescu, pe care l-aș fi luat, și pe Voinea, care sunt la loturi. Brata este operat și va lipsi o anumită perioadă, iar Viera este învoit, apare de seară, o să fie mâine la antrenament. Rând pe rând, cei 22 de jucători prezenți astăzi la ora 17 la reunirea pandurilor au sosit la stadionul municipal. S-au dezechipat la sala sporturilor, deoarece vestiarele obișnuite sunt în renovare. Singurele noutăți au fost Vlad Alexandru de la Năvodar și Olimpiu Bucur de la Zlatna, plus revenirea lui Călin Crisa de la Alba Iulia. Grigoraș s-a bucurat că nu a avut absenții nemotivați și a comandat o serie de exerciții și alergări ușoare la primul antrenament după o pauză de 3 săptămâni. A fost startul pregătirilor înaintea unui sezon în care pretențiile lui Grigoraș sunt mult mai mari. În primul rând, nu vreau să mai aud niciodată cuvântul evitarea retrogradării. Sunt convins că dacă lotul actual, cu micile modificări care o să existe, dacă conducerea clubului va putea să ne asigure condițiile necesare, adică ce să promite să se dea, sunt convins că vom face un campionat bun și sper într-o clasare în prima jumătate a clasamentului. La ieșirea de la vestiare, Grigoraș a fost așteptat de noul său elev, Adrian Rusu. Situația jucătorului împrumutat la Brașov în sezonul trecut este însă una complicată. Rusu mai are contract cu Stegarii până la 30 iunie și aceștia nu vor să-i dea drumul. Deocamdată n-am găsit înțelegere să-l luăm după acum. El are până pe 30 iunie și se pare că nu s-a găsit înțelegere să ne se alăture de acum, dar trebuie să-i respectăm. El e un băiat foarte, foarte serios, se va antrena, eu știu, cu ei, dacă nu vom ajunge în cel mai scurt timp la o înțelegere, și va veni din cantonamentul al doilea. Pandurii vor efectua vineri vizita medicală și luni vor pleca în primul cantonament al verii la Sibiu.